Îngrășămintele verzi sunt culturi sau plante crescute cu scopul de a fi incorporate în sol pentru a menține și crește fertilitatea solului. Prin circuitul natural al substanțelor nutritive, acestea devin un adevărat sprijin al activității edafonului. Astfel, îngrășămintele verzi reprezintă cea mai eficientă formă de ameliorare a solului și sunt cultivate pentru a majora cantitatea de materie organică, pentru a controla și reduce buruienile, a fixa azotul atmosferic, a favoriza accesibilitatea nutrienților din sol, a conserva apa în sol, a îmbunătăți structura solului, a proteja solul împotriva eroziunii, a reduce bolile și dăunătorii și a stimula efectul fitosanitar, a mări roada la hectar. Se estimează că un hectar cultivat cu îngrășăminte verzi ar înlocui 20 de tone de gunoi de grajd. Fertilizarea cu îngrășăminte verzi se poate efectua până la semănatul culturii de bază. În acest caz pot fi utilizate toate sideratele ca plante premergătoare. Acestea vor fi semănate în timpul pregătirii patului germinativ. Patul germinativ reprezentând stratul de sol de la suprafața terenului care este prelucrat și în care urmează să fie așezată sămânța. Împreună cu cultura de bază, poate fi cultivat ovăz cu lucernă, floarea soarelui cu ovăz sau hrișcă, mazăre cu muștar sau hrișcă, rapiță cu măzăriche. După recoltarea culturii de bază, de exemplu, după cultivarea grâului, orzului sau rapiței, cultura succesivă poate fi măzăriche, muștar, hrișcă sau facelia. În calitate de îngrășăminte verzi pot fi utilizate practic toate speciile de plante anuale, dar cele mai recomandate sunt plantele care au o perioadă scurtă de vegetație. În acest tabel sunt prezentate normele de semănat per hectar și perioada de semănare recomandată. De exemplu, măzărichea de toamnă se va semăna nu mai târziu de 15 septembrie cu norma de 130-160 de kilograme pe hectar. Nu este recomandată fertilizarea cu îngrășăminte verzi utilizând plante din aceeași familie cu plantele din cultura de bază, nici ca plante premergătoare, nici intercalate și nici ca plante succesive. De exemplu, muștarul nu poate fi semănat împreună cu rapița. Perioada cea mai indicată pentru încorporare este până la stadiul înfloririi, deoarece cea mai mare parte din nutrienți se consumă în această fază. Adâncimea de încorporare este de 5-20 de centimetri în funcție de structura solului. Încorporarea se poate efectua prin discuire, arătură, cu cel puțin 3 săptămâni înainte de semănarea culturii de bază. Înainte de încorporare, îngrășămintele se mărunțesc, vor fi lăsate pe câmp, apoi încorporate peste maxim 2 săptămâni. Unele îngrășăminte verzi sunt mai ușor de crescut decât altele. Este recomandat să testați, să experimentați creșterea lor pe suprafețe mici, după care o puteți face pe parcele mari. Printre îngrășămintele organice utilizate, cele verzi sunt considerate cele mai eficiente, datorită aportului de azot pe care îl exercită, cantității de biomasă oferite și controlului mai bun al buruienilor. Iar rezultatul este un sol mai structurat și mai favorabil pentru microflora și microfauna benefică.